Falsificatorul de Edgar Wallace. Capitolul 1. Marea sală de consultații din Harley Street, numărul 903, semăna tot atât de puțin cu alte săli de felul acesta, cât și doctorul Shaheen Wells cu un practician tradițional. Ea se servea în același timp de salon și de bibliotecă. Mobilele erau confortabile, deși cam uzate. Un divan adânc din piele se întindea în fața focului. Doi dintre pereți erau acoperiți cu rafturi pe care se aflau volume desperecheate ca formă și legătură. Se mai vedeau cărți pe masă, ziare aruncate pe parchet, dar niciun aparat medical, nici cel mai mic microscop, nici măcar vreo eprobetă.